Salut, astăzi vom face un scurt review pentru telefonul HTC One M7 802W, un smartphone cu dual procesor în Apple. Ce avem noi aici este versiunea asiatică cu două SIM-uri. Aceasta este cutia produsului, cu memorie de 32 GB, RAM 2 GB, procesor 1,7 GB, 4,7 inch Super AMOLED. În cutie regăsim aparatul. Acesta este aparatul. Pe spate regăsim seria de înregistrare în rețeaua China Unicom. Deci telefoanele originale vândute în China au așa ceva. Ecranul este de 4,7 inch. Are și camera frontală și camera principală. Are și blitz, memorie 32 GB, memorie RAM 2 GB. Bateria este internă, nu are acumulator extern, la fel ca și versiunea europeană. În pachet mai regăsim încărcătorul, cablul de date și cărticelele cu instrucțiuni. În colet veți mai găsi și un adaptor de priză pentru a putea încărca telefonul la priza noastră, cel original având pinii drepți. Cam așa arată aparatul. Structura telefonului este identică cu cea europeană, cu versiunea europeană. Singura diferență constând în faptul că are două SIM-uri. Aici găsim și butonașul pentru scoaterea capacului. Și mai regăsim un slot de card, ceea ce lipsește versiunii europene. Capacul se pune cu grijă. Aici, având niște piciorușe care se prind de telefon. Telefonul este rotat, este deblocat de China Unicom, are preinstalat Google Play. Magazin Play. Meniul în limba română nu este tradus din soft, este tradus cu ajutorul programului MorLocal 2.
Softul original al telefonului vine cu engleză și chineză. Apare limba română datorită softului More Local 2, ce traduce peste meniul telefonului și nu-l modifică în vreun fel. Telefonul vine preinstalat cu mai multe aplicații utile. Avem Office, Google Play, avem și One Mobile Market, în cazul în care nu aveți cont de Gmail, puteți descărca de pe acest softuleț jocuri sau programe. Avem Office, Facebook, iReader, avem și File Manager în limba engleză. File Managerul original îl găsim aici și sub această denumire, ca să zic așa, avem File Managerul original. Însă merge și cu acesta. Să vedem și punctajul în totul. 20.495. Câteva specificații tehnice. Din setări puteți intra la aplicații dacă doriți să ștergeți eventuale programe cu care acesta vine preinstalat. Aici găsim câteva programe chinezești originale, însă după cum ați observat sunt ascunse, nu vor apărea în meniu. Dacă mai apar câteva programe chinezești, le puteți dezactiva din setări, apoi intrați la aplicații și la ultima căsuță căutați programul dorit. Da, avem și două poze făcute cu camera telefonului. Aceasta a fost cu blitz. Posibilitatea de zoom. Senzorul gravitație. Foarte multe funcții
foarte multe chestii pe acest telefon. De exemplu, acest programel. Da, poate fi foarte ușor ascuns. Intrăm în setări, că tot vorbeam mai devreme de aplicații chinezești. Îl căutăm. Da, aici este. Apoi apăsăm dezactivare. Și nu mai apare. Pentru deblocare folosim la cățelul de jos. Iar pentru închidere de asemenea avem și accesorii, câteva accesorii opționale pentru HTC. Este vorba de această husă de plastic. Într-un material foarte, foarte fin. Această husă flip în piele ecologică cu slot de card, puteți atașa aici cardul bancar sau diverse cartele de acces. Cam așa arată. Are decupaje pentru porturile telefonului, astfel încât nu va fi o problemă să-l folosiți în husă. Cam atât despre acest telefon. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru.